Bun venit, dragii mei, la o nouă lecție de biologie. Sunt Mihaela de la Șandor și vă propun să învățăm astăzi, în cadrul capitolului Organizarea sistemului nervos la om, despre nervii spinali. Sistemul nervos periferic este format din nervi și ganglionii nervoși de pe traseul lor. Fiecare nerv este format din mii de fibre nervoase, respectiv, din prelungiri ale neuronilor. Nervii culeg informații din diferite părți ale corpului pe care le conduc spre organele sistemului nervos central. Și tot nervii vor conduce și comenzile elaborate de sistemul nervos central spre periferia corpului la efector. După alcătuirea și rolul lor, nervii pot fi senzitivi când conduc informațiile de la receptori la centrul nervos, motori când conduc comenzile de la centrul nervos la efector, sau mixti. Nervii mixti sunt cei mai numeroși și conțin atât fibre nervoase senzitive, cât și fibre nervoase motori. După conexiunea lor cu componentele sistemului nervos central, nervii pot fi spinali și cranieni. Nervii spinali sunt nervi mixti care inervează tot corpul nostru, cu excepția capului și a gâtului. Măduva spinării este conectată cu receptorii și cu efectorii prin 31 de perechi de nervi spinali. Aceste perechi sunt dispuse în regiuni. 8 perechi sunt în regiunea cervicală, 12 perechi sunt în regiunea toracală, 5 perechi vor fi în regiunea lombară, tot 5 perechi în regiunea sacrală și în regiunea occipitală o singură pereche de nervi spinali. Fiecare nerv spinal este conectat la măduva spinării prin două rădăcini. O rădăcină posterioară, numită și dorsală, și o rădăcină anterioară, numită și ventrală. Prin unirea celor două rădăcini se formează trunchiul nervului spinal, din care pleacă spre periferia corpului ramuri. Rădăcina posterioară conține fibre prin care vin informații la măduva spinării de la periferia corpului. Ea este o rădăcină senzitivă și conține pe traseul său ganglionul spinal. În ganglionul spinal stau neuroni senzitivi, atât somatosenzitivi cât și viscerosenzitivi. Aceștia, prin dendrite, culeg informații de la receptori, iar prin axoni introduc aceste informații în măduva spinării. În compartimente senzitive, dacă sunt neuroni somatosenzitivi, în cornul posterior, iar dacă sunt neuroni viscerosenzitivi, în jumătatea posterioară a coarnelor laterale. Rădăcina anterioară, numită și ventrală, este motorul. Ea conține fibre prin care pleacă de la măduva spinării comanda spre periferia corpului. Fibrele pot fi axoni ai neuronilor somatomotor din coarnele anterioare sau visceromotor din jumătatea anterioară a coarnelor laterale. Din unirea rădăcinilor rezultă trunchiul nervului spinal, din care se desprind ramurile. Atât trunchiul cât și ramurile nervilor spinali sunt mixte, deoarece conțin fibre senzitive și fibre motorii. Ramurile nervului spinal sunt ramura dorsală, numită și posterioară, care se distribuie la tegumentul spatelui și la mușchii cepei și ai spatelui, ramura ventrală, numită și anterioară,
care se distribuie la tegumentul și la mușchii regiunii anterolaterale a trunchiului, membrelor superioare și membrelor inferioare. Din trunchiul nervului spinal se mai desprinde o ramură meningeală care este mixtă și conține fibre viscerosensitive și vasomotorii și ramurile comunicante albă și cenușie care aparțin sistemului nervos vegetativ.